tuturor, bun venit în Biserica Sfântul Silvestru pentru a ne bucura și a ne ruga împreună la acest moment de taină. Noi am precedat acest moment de colindă cu o rugăciune a vecerniei și socotim acest moment ca o continuare, pentru că, după cum bine știți și dumneavoastră, de fapt, cântarea colindului este o rugăciune. Pentru că acest conținut al colindului are în el una dintre cele mai mari taine ale creștinătății. Taina în care Dumnezeu vine între noi. Dumnezeu se smerește pe sine și vine între oameni. Iată că în această seară vom căuta să arătăm acest locaș ca o peșteră a Betleemului. Pe de o parte sunteți dumneavoastră care în seara aceasta sunteți în rolul păstorilor și ați venit cu daruri. Și poate cel mai frumos dar pe care îl aveți în seara aceasta este acesta că ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit aici să vă încântați sufletește. Pe de altă parte, avem acest cor al îngerilor, care în această seară, ei întruchipează pe îngerii din Betleem. Și împreună cu ei, suntem și noi martori la acest mare moment al nașterii lui Hristos. Mi-aduc aminte că la un moment dat, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus un cuvânt frumos. Ce înseamnă pentru noi colindul? Colindul, de fapt, este bucuria întâlnirii cu Hristos. Este ca o Biblie sub formă cântată. Și de aceea ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această seară, alături de aceste mlădițe tinere crescute la umbra vechiului stejar din Borzești. Deși colindul spune că din an în an sosesc la noi, au trecut de fapt 2 ani. Și iată că îi avem din nou împreună. Acum 2 ani au venit, ne-au cântat și ne-au încântat sufletele noastre. Am rămas cu această frumusețe în sufletul nostru a colindului, spus de ei, și am chemat din nou anul acesta. Am avut mulți oneșteni care m-au împins așa de la spate și m-au impulsionat ca și anul acesta să avem în mijlocul nostru pe acești colindători de la stejarul lui Ștefan. Le urăm și lor bun venit și le mulțumim pentru efortul depus. Astăzi au avut bucuria și ei de a-l colinda pe Părintele Patriarh și în această seară bucuria este și a noastră pentru că îi avem în mijlocul nostru. Bine ați venit! Bine.